Ambulant. Am tăcut salturi mortale ca leotar și am dansat pe frânghie ca blondă. E pe urmă, ca să dau un scop mai folositor talentelor mele, am ajuns profesor de gimnastică, iar în ultima vreme am fost sergent de pompieri. Domnule, trebuie să știți că am la activul meu niște incendii remarcabile, absolut remarcabile. Acum 5 ani am părăsit Franța și, vrând să gust viața de familie, am devenit valet în Anglia. Ori în clipa de față, fiind fără serviciu și având că domnul Phileas Fogg este cel mai punctual și cel mai sedentar om din Marea Britanie, m-am prezentat la domnia sa cu speranța de a trăi aici o viață liniștită, patriarhală și pașnică de mici satisfacții, care pentru unul ca mine, care am... Poftiți? Vorbești în continuu de 1 minut și 34 de secunde. Timpul prevăzut pentru angajarea dumitale era de 1 minut și 30. L-ai depășit cu 4 secunde. Deci serviciile dumitale nu mă interesează. Ești palavragiu, ca un francez. Îmi pare nespus de rău, dar mă văd obligat să-i reamintesc domnului, cu tot respectul, că un alt palavragiu de francez, pe numele lui Napoleon Bonaparte, a făcut să amuțească într-o vreme gurile multor englezi. Valet! Nu sunt încă valetul dumneavoastră, domnule, mă iertați. A fost o brăznicie sau o cutezanță? Un pic de demnitate, dacă vreți să-i spunem neapărat într-un fel. Sunt francez, domnule, nu uitați. Da, n-am uitat. Observ că ai totuși o trăsătură britanică, îndrăzneală. Asta îmi place. Cunoști condițiile mele? Da, domnule. Repetă-le. Prima. Punctualitate. A doua. Punctualitate. A treia. Punctualitate. Bine. Ai ceas? Da, domnule. Ce oră arată ceasul dumitale? O clipă, domnule. Ora 9 și 28 de minute. Ești în urmă. Nu se poate, domnule, iertați-mă. Îl am de la bunicul meu care... E în urmă cu 4 minute. N-are importanță. Totul e să știi diferența. Deci, începând de astăzi, miercuri 2 octombrie 1872, ora 9 și 32 de minute seara, ai intrat în serviciul meu. Domnule! La ora 9 și 40 vor sosi câțiva prieteni de la club. Îi introduce aici, în salon. Prea bine, domnule. Și vă mulțumesc că mi-acordați încrederea. Așteaptă. Și... Peste 5 secunde, fostul meu servitor, James Foster, va veni să-ți dea în primire cheile casei. Da? Pe cinstea mea, domnule, sunt exact 5 secunde. Timpul prevăzut pentru predarea serviciului este de 7 minute și 55 de secunde. La orele 9 și 42 de minute, dumneata vei ieși pe poartă, nu-i așa, Foster? Da, domnule. All right. Pe cinstea mea, dacă la Muzeul Figurilor de Ceară n-am văzut oameni mult mai vii decât noul meu stăpân. Omul ăsta e mai curând un cronometru ambulant.
Trebuie să te obișnuiești. O adevărată mașină. Totuși îmi place și cred că o să mă înțeleg bine cu dânsul. Eu ți-o doresc. Vezi, dumneavoastră, eu am avut o tinerețe destul de vânturată. Visam un adăpost liniștit unde să mă odihnesc și să mă refac. Am săturat de hoinăreală. Mr. Fogg este tocmai ceea ce-mi trebuia. Un om de casă, potolit și așezat. O să duc și eu în sfârșit o viață tihnită. Auzi, au sosit oaspeții. Du-te și deschide. Da. Bună seara, domnilor. Poftiți în salon. Mr. Fogg vă așteaptă. Fiți bineveniți, domnule. După cum vedeți, masă de bridge pregătită. Sper că nu te-am făcut să ne aștepți, dragă Fogg. Aveți o întârziere de 30 de secunde. V-am spus eu că o să ne cronometreze. Dragul meu Fogg, întârzierea vine de la amicul nostru Stuart. De ce de la mine? Ne-ai ținut la club ca să așteptăm ediția de seara ziarelor. A, merita? De ce anume merita? Cum? Dumneata n-ai aflat încă Fogg? Furtul de la Banca Angliei. O lovitură senzațională. N-am ieșit azi după amiază. Un necunoscut. O clipă să comunic ceva servitorului meu. Domnul a sunat? Peste 5 minute, adică la ora 9:46, vei aduce tava cu carafa de porto și cu paharele de cristal din sufragerie. Am înțeles, domnule. Te ascult, continuă, Stiaz. Povestea e foarte simplă. Un individ a înhățat o servietă cu 50.000 de lire sterline de pe ghișeul casierului principal și dus a fost. Un om expeditiv. Îl vor prinde repede. Tocmai asta le spuneam. Toată poliția a fost pusă în urmărirea lui. Nu există o singură țară în care hoțul s-ar putea refugia fără a fi descoperit. Te înșel, dragă Samuel. La urma urmei, pământul e destul de mare. A fost. Cum adică a fost? Da, da. Ce? Nu cumva pământul s-a micșorat? Fără îndoială. Fogo are dreptate. Pământul s-a micșorat fiindcă azi îl străbați de 10 ori mai repede decât acum 100 de ani. Dragă Samuel, trebuie să mărturisesc că și dumneata și Fogg aveți un fel foarte năstrușnic de a glumi. Adică de ce spuneți că pământul s-a micșorat? Fiindcă îl poți înconjura acum în 3 luni? Fără 10 zile. Poftim? Numai în 80 de zile, dragă Samuel. Da, într-adevăr, ziarul Morning Chronicle a publicat de curând un calcul al itinerarului în jurul pământului și erau socotite exact 80 de zile. Asta fără să pui la socoteală timpul prost, naufragiile, deraierile, atacurile bandiților. Dar totul a fost prevăzut. Teoretic poate, dragă Fogg, dar practic... În practică e la fel, dragă Stuart. Dar aș vrea să te văd făcând această ispravă, domnule Fogg. Nu depinde decât de dumneata, domnule Stuart, să plecăm împreună. Aș putea paria însă pe orice sumă că o asemenea călătorie și în asemenea condiții este imposibilă. Din potrivă, e foarte posibilă, dragă Stuart. E bine, fă-o, dragă Fogg. Ocolul pământului în 80 de zile? Da. Mă învoiesc. Cum? Dumneata, crezi că eu glumesc? Un englez nu glumește niciodată când e vorba de un rămășag. E bine, da, domnule Fogg. Pariez 4.000 de lire. Cât? Oh, 4.000? Nu. Ah. Ți-ai răzgândit? Nu 4.000, ci 20.000 de lire. 20.000 de lire? Spun prin soare pe 20.000 de lire că pot face ocolul pământului în 80 de zile. Ei, hai, domnilor, să nu facem dintr-o glumă o imprudență. Oh, dragul meu Fogg, ce naiba sunt 20.000 de lire. Știu. Le poți pierde din cauza unei întârziere neprevăzute. Nu există neprevăzut acolo unde totul e calculat. Dar bine, domnule, va trebui să sări matematic din tren pe vapor și de pe vapor din tren. Voi sări matematic. Nu. Oh, e o nebunie. Nu se poate admite așa ceva. Stuart, spune și dumneata. Dacă domnul Fogg vrea să se joace cu banii... Dar ce să mai rungim vorba? Am 20.000 de lire depuse la banca fraților Baring. Le risc bucuros. Primiți rămășagul? Samuel, ascultă. Eu nu am toată suma, dar dacă vrei să intri părtaș cu mine... Da. Primim. Da, dragul meu Fogg, primim. All right. Și cam pe când ar fi plecarea? Chiar acum.
Ce? Chiar în noaptea asta? Trenul de Dover pleacă la ora 10, oh, adică peste 14 minute. Oh, oh. Voi lua acest tren. Să glumă foc, dar eu cred că... E prea mult, totuși. Exact. Domnilor, vă rog să nu mai pierdem vreme. Iată, ci un cec asupra sumei de 20.000 de lire. Azi e miercuri 2 octombrie. Deci, dacă sâmbătă 21 decembrie nu sunt înapoi, banii vă vor aparține. Domnilor, stați. Fiind vorba de sume atât de mari, propun să facem un act scris. De acord. În timp ce redactați, eu voi trece dincolo să-l anunț pe servitorul meu. Aici sunt, Mr. Fogg. Gata. Am așteptat ca pendula să arate 9:46 fix pentru ca să aduc taba. Ia uitați-vă ce frumos am aranjat. E cam încărcat. N-are face, vă rog să observați că o aduc cu îndemânarea și siguranța unui acrobat. Perfect. Se vrește cât mai repede pe domnii din salon, fiindcă peste 12 minute plecăm spre Dover și Calais. Cum? Plecați? Plecați în călătorie? Plecăm, am spus. Amândoi. Vom face ocolul pământului. Paspartu, ce înseamnă asta? Mi-a făcut țândări bunătate de serviciu. Vă rog să mă iertați-mă. Adică n-am auzit prea bine. Ocolul pământului? Adică pornim în jurul... Da, înconjurăm pământul în 80 de zile. Vezi, dar că n-avem nicio clipă de pierdut. Bine, dar... Dar ce? Pregătirile geamantane? Niciun geamantan. Doar un sac de călătorie cu 2 cămăși de lână și 3 perechi de ciorap. La fel și pentru dumneata. Restul vom cumpăra pe drum. Cum, domnule? Cum să... De ce? Valet. Știu. Îți atrag atenția că pui cam multe întrebări. Ia mantaua și pătura de călătorie. Vezi să ai ghete bune. Adică de altfel o să mergem puțin pe jos sau chiar deloc. Haide? Îți acord 1 minut și 50 de secunde ca să fii jos la ieșire, gata de drum. Ai înțeles? 1 minut și 50 de secunde. Oh, n-ai bine treabă. Și eu care visam să duc o viață liniștită în casa asta. Ocolul pământului. Asta îți lipsea, dragă Paspartu. La întoarcere, domnii mei, unde vreți să cronometrăm sosirea? Aici sau la club? Eu aș propune la club. Membrii Reform Clubului vor fi fericiți să asiste la câștigarea cele mai originale prinsori care s-a încheiat vreodată în Inglaterra. Arbitrul rămășagului va fi președintele nostru, profesorul Armstrong. All right. Ce oră de sosire alegem? Trebuie stabilit și asta. Eu aș propune ora la care pleacă trenul dumneavoastră astă seară. Adică ora 10 seara. All right. Așadar, dacă sâmbătă 21 decembrie 1872, orele 10 seara, n-am intrat pe ușa Reform Clubului, cele 20.000 de lire sunt ale dumneavoastră. Cât se poate de clar. Atunci, domnii mei, vă propun să ieșim. E o stație de trăsuri chiar în fața casei. Dar valetul de vitare? Mai are timp încă 4 secunde ca să coboare scara și... Uite, am coborât mult mai repede venind de-a vermele acum. Valet! Iertare, domnule, mă grăbeam și m-am împiedicat și n-am putut să mai... Stop! Nu știu cum erai ca pompier, însă ca acrobat mi se pare că nu faci nici 2 parare. Ai luat tot? Da. Totul, domnule. All right, cheamă o trăsură. Da. Hai, omule, hai mai iute! Hai! Să dai galop că scăpăm trenul, auzi? Valet, ce agitație asta? Ce-i cu dumneata? Mai amețiți? Domnule, să-mi fie cu iertare. Ne grăbim, nu? Ori dacă ne grăbim, trebuie să nu întârziem. Adică vreau să spun... Stop! Fii mai calm, băiete. Este exclus să întârziem. Am calculat totul. Vom fi în vagon cu 5 secunde înainte de pornirea trenului. Auzi, socoteală, 5 secunde înainte de... Și dacă îi sare calmul vreo potcoavă? Nu o să-i sară.
Domnilor, și acum cred că este momentul să vă spun, rămâneți cu bine. La revedere, domnule. Grumbul, ce nu uita că trebuie să fii înapoi. În 80 de zile. All right. Paspartu, da? Poți spune bijavi să pornească. Bine, domnule. Gata. Dă-i drumul. Și ține minte tot timpul că ne grăbim. Ce întâmplare nestrușnică, domnule. Pe ce este ala? Tocmai mă gândeam că la dumneavoastră o să duc și eu un trai. Stop! Stop! Vale, ar fi bine să te obișnuiești a vorbi cât mai puțin când nu ești întrebat. Prea bine, domnule. Ce? Ce, Vale? E că în grabă, în zăpăteam, am uitat să... Ce? Am uitat să sting becul de gaz din camera mea. Nu face nimic. Becul arde pe socoteala dumitale. Părăsind Londra, Mr. Fogg nu prevăzuse marele răsune pe care avea să-l aibă plecarea sa. Onorabilul gentleman fu socotit drept un nebun, un maniac, iar colegii lui de la Reform Club fură dezaprobați că puseseră acest neobișnuit rămășac. Între timp, domnul Phileas Fogg parcursese cu trenul și cu vaporul o bucată de drum în care etapele principale se succedaseră astfel. Londra, Paris, Torino, Brindisi, Canalul de Suez, Bombay. De la Bombay, Mr. Fogg împreună cu valetul său se urcaseră în trenul care trebuia să-i ducă la Calcuta. Odată cu dânsii, luase loc în compartiment un al treilea călător, pe care domnul Fogg îl cunoscuse pe vapor. Era generalul de jandarm Sir Francis Cromarty, care se ducea la garnizoana sa situată în apropiere de Benares. Generalul era un om instruit, care ar fi putut da multe informații asupra vieții și obiceiurilor din India, dar domnul Fogg nu se arăta deloc curios să le afle. Dânsul nu călătorea, ci descria o circumferință. Era un corp care parcurgea o orbită în jurul globului terestru, după legile mecanicii raționale. Și atât. La 50 de mile distanță de la Habat, trenul se opri într-o mică gară. Linia ferată nu fusese terminată și călătorii erau obligați să ajungă la Allahabad prin propriile lor mijloace. Cum toate vehiculele din micul cătun unde se opriseră fuseseră închiriate repede de ceilalți călători, se părea că Mr. Fogg nu va mai ajunge la Calcuta înainte de plecarea vaporului de Hong Kong. Dar Paspartu descoperise un mijloc de locomoție extraordinar, un elefant, pe care domnul Fogg îl cumpără de la un indian cu o sumă frumușică. După aceea porniră prin desișul junglei spre Allahabad. Luară cu dânsii, bineînțeles, și pe generalul Cromarty, cu care Paspartu schimba din când în când impresii pe șoptite. A furisită treabă, domnule general, și cu elefanții ăștia. Te scutură mai rău ca în crâncioc. În schimb, mergem destul de repede. Iată, e abia ora 12 și... Să avem iertare, domnule. Ceasul meu arată ora 8 dimineața. O fi rămas în urmă. Știu, cu 4 minute, nu cu 4 ore. Ăsta e un ceas de familie pe care l-am moștenit de la străbunicul meu, care l-avea și el de la... Atunci ai rămas la ora Londrei. Cum vine asta la ora Londrei? Dar ce, aici e altă oră? Desigur. Stăpânul dumitale merge necontenit spre est, adică în întâmpinarea soarelui. Asta înseamnă că zilele se scurtează cu câte 4 minute la fiecare grad. Trebuie să-ți potrivești așadar ceasul după ora locală a fiecărei țări. Ba să mă ferească Dumnezeu, domnule. Eu de ceasul meu nu mă ating. Să rămână el la ora Londrei și celelalte ceasuri la ora lor. De altfel... Ia taci. Parcă se aude ceva. Căluză, ce e asta? Nu știu, domnule ofițer. Dacă vreți, ne opri puțin aici și eu mă duc să văd cine face zgomotul ăsta. Du-te. Credeți că era neapărat necesar să ne oprim, domnule general? Cred că da, domnule Fogg.
Regiunea asta este locuită de o populație ostilă călătorilor străini. E mai prudent să nu intrăm în contact cu dânsa. Se întoarce călăuza. Sahib! Sahib! O procesiune de brahmani se îndreaptă spre noi. Cred că e mai bine să rămânem ascunși și îndesiși până trece. Foarte bună idee. Dumneavoastră ce spuneți, domnule Fogg? Cum doriți dumneavoastră, numai să nu dureze prea mult, fiindcă timpul meu este riguros calculat. Ia uitați-vă, au apărut pe potecă. Parcă ar fi o procesiune pentru ploaie, cum se face prea noi în Bretania. La ce-o fi cărând statuia aia cu patru brațe? E zeița calmă, zeița dragostii și a morții. Domnilor, priviți bine în mijlocul cortegiului. Vedeți o femeie tânără pe care o târăsc patru vlăjgani îmbrăcați în odăjdii scumpe? Sunt patru preoți, patru brahmani, cum le spun hindușii. Da, de ce o târăsc așa? Parcă ar duce-o la moarte. Chiar acolo o duc. Cum? E un suti, nu-i așa, călăuză? Da, sahib. Ce e acela un suti, domnule general? Un sacrificiu omenesc, însă un sacrificiu așa zis voluntar. Observați litiera pe care o poartă o gardă înarmată în urma femeii? Da, da. E un om în ea, un bătrân îmbrăcat în straie bogate. Stă răsturnat pe perne. Cum dracu o fi dormind în permana asta? Nu doarme, e mort. E un prinț indian, un rajah, soțul femeii pe care o târăsc brahmanii. Și de ce? Și de ce? Mai există încă asemenea obiceiuri. La moartea soțului, femeia lui este arsă de vie împreună cu trupul celui decedat. Arsă de vie? Ce idee? Pe părerea mea, asta e un asasinat. Dar femeia de ce se supune la urma urmii? Femeia pe care o vedeți trecând este o hindusă de rasă parsă din Bombay. Rămas orfan, a fost măritată silnic cu acest rajah bătrân de Bundel Kund. După 3 luni, el a murit. Știind ce o așteaptă, femeia a încercat să fugă, dar rudele mortului au prins-o și au silit-o să declare că primește să se sacrifice după obiceiul sfânt. Chicăloși! E unde o duc, știi? Am auzit că sacrificiul se va face la pagoda din Pilaji, la o jumătate de mil de aici. Când? Chiar în astă seară. Acum putem pleca, sahib. Convoiul s-a îndepărtat. Domnilor, ce-ar fi să o salvăm pe femeia aceea? Fi, formidabilă idee, Mr. Fogg, să o salvăm. Dar întârzierea? Mai am încă 12 ore câștigate pe drum. Pot să le folosesc în acest scop. Ia te uite. Dar dumneata ești un om de inimă, domnule Fogg. Uneori, când am timp. Sahib, sahib, mi-e teamă că nu o să putem face nimic. Femeia e închisă în pagodă. Preoții au înconjurat pagoda cu 2 rânduri de pasnici. Dacă aș face eu singur o încercare... Ce-ți trece prin minte, băiete? Ce-i asta? Priviți acolo, în stânga pagodii. Au terminat pregătirea rugului. Peste câteva clipe va începe sacrificiul. Acela-i rugul? Da, ții cu trupul pe care îl așează deasupra. E leșul îmbălsămat al rajahului, care va fi ars odată cu văduva sa. Uitați-vă, au deschis ușile pagodei. Domnule Fogg, am o idee. Inutil, nu intră în datoririle unui valet să aibă idei în prezența stăpânului său. Dar e o idee foarte... Stop! Stați patru, încă un cuvânt și îți primești preavizul de concediere. Ui, da... Gata. Am tăcut. Au scos victima. O târâs spre rug. Să ne apropiem chiptil. Dansurile și strigătele lor rituale o să ne acopere prezența. Să ținem armele gata pregătite. Paspartu, nu te depărta prea mult. N-aveți grijă, vreau să fiu cât mai în față. Au întins-o pe rung lângă soțul ei. Urmează dansurile sfinte. Domnule general, voi încerca să mă repet printre ei cu revolverul în mână. Dar e o nebunie, domnule Foc, nu vă las. Susțineți-mă cu câteva salve bine țintite. Unde o fi Paspartu? Paspartu! Paspartu! Ah, neascultătorul ăsta. Nu se poate, domnule Foc. Uitați-vă ce e acolo. Chiar dacă ajungeți la rug, nu o să mai puteți trece înapoi. Și încă cu trupul femeii în brațe. Au dat foc rugului. E cu neputință să răzbiți prin mulțimea asta delirantă. Dar ce-o fi acolo? S-a întâmplat ceva. Fug în toate părțile. Sahib, nu vedeți acolo? Acolo, pe rug, bătrânul la jac nu e mort. Se mișcă.
Adevărat! S-a ridicat în picioare. Ce face cu femeia? A luat-o în brațe. O strânge la piept. Sahib, e o minune. Minunea zeiței Kali. Nu vă uitați într-acolo. E primejdie mare. Extraordinară întâmplare. Au căzut toți cu frunțile la pământ. Rasahul a coborât de pe rug. Domnule Fog, e nemaipomenit. Vine încoace. Într-adevăr. Da, da. La noi vine. Mister Fog! Mister Fog! Mic de bombe, dar acesta e... E paspartu în persoană. Repede, Mister Fog, ajutați-mă. Să plecăm repede până nu descoperă ăștia și replicul. Lasă-mi mie pe doamnă. Cred că e leșinat. Ridică-te, călăuză. Nu e nicio minune. E doar o ispravă de-a flăcăului nostru. Pregătește elefantul. Pornim în goana mare. Gata. Toată lumea sus. Ne-au descoperit. La drum. Bravo, băiete. Ești un viteaz. Dar cum de-ai reușit să te strecori până la... Domnul general, uită că în tinerețea mea am fost profesor de gimnastică și acrobat la circ și... Pe urmă, fumul, flăcările! Îmi permit să vă spun că am fost și pompier. Pe cinstea mea, domnule general, am fost sergent de pompieri și vă rog să credeți că am la activul meu niște incendii remarcabile, absolut remarcabile. Toate incendiile tale, băiete, nu fac doi bani pe lângă acesta, în care ai fost nu numai pompier, dar și un rajac bătrân, decedat și îmbălsămat. Bine, spuneți. Meriți toate felicitările. Nu-i așa, domnule Foc? Orat, cred că da. Odată ajuns la Allahabad, Mister Fogg porni mai departe cu trenul. Tânăra femeie îl rugase pe Mister Fogg să o ia cu dânsul până la Hong Kong, unde avea un unchi la care vrea să se refugieze. La Benares, Sir Francis Cromarty se despărțise de prietenii săi, îndreptându-se spre cantonamentul trupelor sale. După aceea, călătoria s-a desfășurat fără incidente. În ziua de 15 noembrie, domnul Phileas Fogg, împreună cu soțitorii săi, cobora din tren la Calcuta. După itinerar, sosea tocmai la ziua fixată, astfel că se putu îmbarca imediat pe vaporul care făcea cursa Calcuta-Singapore-Hong Kong. La Hong Kong sosiră însă cu o întârziere de 24 de ore din pricina vremii nefavorabile. Din fericire, vaporul pentru Yokohama nu plecase până la ora aceea, având de făcut o reparație la mașini. Domnul Fogg porni deci împreună cu Paspartu și cu tânăra hindusă în căutarea unchiului ei, urmând să meargă după aceea la vapor. Din nefericire, Paspartu a dus o veste la care nimeni nu se aștepta. Domnule Fogg, unchiul doamnei nu se mai află în China de un an. Cum? M-am interesat a toți vecinii, doamnă. A plecat, pare, în Olanda. Adresa nu o știe nimeni. Ce încurcătură! Acum ce să fac, domnule Foc? Foarte simplu. Veniți cu noi în Europa. Nu pot să abuzez. Nu abuzați deloc și prezența dumneavoastră nu-mi stânjenește câtuși de puțin programul. Paspartu? Da, domnule. Du-te și oprește 3 cabine pe vapor. Eu merg la un restaurant cu doamna, iar peste o oră și jumătate ne întâlnim la debarcader. Prea bine, domnule. Vă doresc poftă bună. Mulțumim. Drace, mi se pare că nu mai știu încotro e portul. O clipă, te rog. Ce dar e, domnule? Vreau să-ți vorbesc despre o chestiune foarte serioasă. Mie? Poate mă confundați, domnule. Singura chestiune serioasă din viața mea a fost atunci când m-am născut. Ori despre asta nu mai avem ce discuta acum, fiindcă e prea târziu. Stai! Stau. E vorba de stăpânul dumitale. Stăpânul meu? De unde îl cunoști dumneavoastră pe stăpânul meu? V-am urmărit. Sunt pe urmele voastre de când ați plecat din Europa. Nu-ți dai seama de ce? Nu, domnule. Sunt inspector de poliție. Inspectorul fix. Fix? Fix din administrația metropolitană. Dumneata? Dumneata, inspector de poliție? Da, fix. Iată legitimația. Mă rog, ce are poliția cu mine? Cu dumneata n-avem nimic. Atunci? Stăpânul dumitale însă un târhar. Domnule, nu... Prinsoarea lui n-a fost decât un pretext ca să poată pleca în grabă din Londra. De ce? Nu înțeleg. În ziua de 28 septembrie la Banca Angliei s-a săvârșit un foc de 50.000 de lire. Semnalmentele hoțului sunt semnalmentele lui Mister Fogg. Nu se poate, domnule. Stăpânul meu este omul cel mai cinstit din lume. De unde știi, dumneata? A intrat în slujba lui chiar în ziua plecării.
În sfârșit, ce vreți de la mine? Iată ce. N-am primit încă mandatul de arestare de la Londra. Ajută-mă să-l rețin pe Mr. Fogg la Hong Kong vreo 2-3 zile. Dacă mă ajuți, voi împărți cu dumneata primul de 2000 de lire făgătiți de Banca Angliei. Eu să... A, niciodată. Domnule, bagă de seamă. Să-mi trădesc stăpânul? Nu, domnule inspector. Fix. Fix. Indiferent cine ar fi el. Nu, eu sunt dintr-un sat unde asemenea pâine nu se mănâncă. Refuz, vă să zică. Refuz. Vrei să fii arestat ca părtaș? Eu părtaș? Mă faci să râd, domnule. Dacă am preferat eu să ajung servitor, îți dai seama că în ceea ce privește cinstea, sunt iremediabil. Și apoi, dumneata, nu ai încă nici măcar mandatul de arestare pentru Mr. Fogg, dar minte pe al meu. Am onoarea, domnule. Stai. Ascultă. Dumneata, e sigur că Mr. Fogg e un om cinstit? Categoric. Și că el n-a fugit din Anglia pentru a dispare prin cine știe ce continent, ci că face cu adevărat ocolul pământului? Mă conving de asta zi de zi însoțindu-l. Foarte bine. Îți propun atunci un pact. Nu pricep. Dacă Mr. Fogg părăsește posesiunile engleze, mandatul de arestare nu o să mai folosesc la nimic. Aha. Dar cineinte mi-ar trebui un act de extrădare, ceea ce e mult mai complicat. Bravo, tot nu înțeleg. Își cer să nu pomenești nimic despre convorbirea aceasta. De azi înainte vă voi însoți și eu un tip oficial sub un pretext oarecare. Dacă domnul Fogg se întoarce în Anglia, interesul meu este să-l urmez pas cu pas, să fac tot pentru a-l readuce acolo nevătămat și a-l preda justiției. Adăug că interesul dumitale este același cu al meu. Cum adică? Fiindcă numai în Anglia vei ști dacă ai fost în serviciu unui tâlhar sau unui om de treabă. Pot să contez așadar pe discreția dumitale de om onest? Mă rog, dar cu o condiție. Și anume? Dacă odată ajungi în Anglia să dovedești că Mr. Fogg este un om cinstit, voi avea onoarea, domnule... Fix. Să-ți trag o mamă de bătaie cum numai un franțuz înfuriat poate să-ți dea. Iar dumneata, domnule inspector... Fix. Nu vei avea, bineînțeles, nicio pretenție. Fix. D'accord. La 3 decembrie, după o liniștită traversare a Pacificului, Mr. Fogg împreună cu însoțitorii săi debarca în portul San Francisco. După socotelele sale, nu era nici în pierdere și nici în câștig cu vreo zi. Mai avea 18 zile la dispoziție pentru a ajunge la Londra și Mr. Fogg părea foarte încrezător în reușita sa. Chiar în seara aceleași zile, gentlemanul nostru pornea cu trenul spre New York, într-o călătorie de-a curmezișul Statelor Unite ale Americii, care trebuia să țină 7 zile. Timp de 2 zile, drumul decurse fără niciun incident. Paspartu se făcea că nu-l observă pe inspectorul Fix, care luase loc în colțul celălalt al vagonului. În cea de-a treia seară, tocmai când garnitura se apropia de capătul defileului care traversează munții stâncoși, locomotiva scoase câteva fluierături repezi și trenul se opri. De ce ne-am oprit aici? Ce s-o fi întâmplat? Poate e un accident. Vă propun să coborâm, domnilor. E un bun prilej ca să ne mai dezmorțim. Da? Iată acolo un grup de oameni în jurul cantonierului. Haideți, poate aflăm ceva. Da. Ce s-a întâmplat? Nu, domnilor. Nu se poate trece. La o milă de aici se află un pod suspendat peste un torent. Ei bine, podul de la Medicine Bow se clatină și n-ar mai suporta greutatea trenului. Pe naiba, atunci ce facem? Prindem rădăcini aici în zăpadă? Domnii pasageri vor trece podul cu piciorul. Iar odată ajunși dincolo, vor aștepta sosirea unei garnituri speciale de la Omaha care să-i ducă mai departe. Ce întârziere ne provoacă asta? Vreo 10 ore. Este cu neputință. Înseamnă să pierd legătura cu vaporul care pleacă la 14 decembrie la New York, la Liverpool. Domnule, asta vă privește, dar trenul nu poate trece. Grinzile sunt gata să se prăbușească. Iată cum se prezintă o călătorie prin această minunată regiune americană. Mă iertați că mă amestec în vorbă. Sunteți englez, domnule? Ca și dumneavoastră, domnule. Mă numesc Fix, inspectorul Fix. Și eu trebuie să ajung cât mai repede la New York și de acolo în Anglia. Dacă rămânem aici 10 ore, putem socoti primul vapor spre Anglia ca și pierdut. Ori asta pentru interesele mele ar constitui pur și simplu o nenorocire. Oh, și pentru ale mele la fel.
Ah, dacă am putea sări dincolo de podul ăsta blestemat. Să sărim, ați spus, domnule? Un moment. Cred că exclamația noastră spontană cuprinde în ea singura soluție posibilă. La ce te gândești, domnule Foc? Dați-mi voie mai întâi să fac prezentările. Domnul inspector Fix, care s-ar putea să fie salvatorul nostru, doamna Auda și Jean Passepartout, valetul meu. Deosebit de încântat. Și noi așeși, domnule Fix. Și acum să încercăm a pune în practică ideea pe care ne-a dat-o compatriotul nostru. Passepartout! Da, domnule. Ai 15 secunde ca să mă aduci aici pe mecanicul trenului. Bine, domnule. Mărturisesc că nu ghicesc planul dumneavoastră, domnule Fogg. E în funcție de o mare îndrăzneală, domnule Fix. Poftiți, Mr. Fogg, iată-l pe mecanicul trenului. Numele dumitare, domnule. Harry Dobson. Ce sumă atinge într-un an salariul pe care îl primești dumneata din partea direcției căi ferate Union Pacific Road? Păi, vreo 4.800 de dolari, domnule. All right, îți ofer imediat salariul dumitare pe un an ca să ne treci dincolo. Pe pod? Pe pod. Cu trenul acesta? Cu trenul acesta. Podul amenință să se prăbușească, domnule. N-are importanță. Cum n-are importanță ce mai dați? Cred că dând garniturii maximum de viteză, ar fi o șansă să trecem. Domnule, e o idee foarte nu știu cum. Există o explicație tehnică. Mergând cu 100 de mile pe oră, trenul aproape că nu va mai apăsa pe șine. Aha, viteza îl va face să-și piardă greutatea, pricepi? Vom sări, ca să zic așa, de pe un mal pe altul. Și dacă podul nu se va prăbuși din prima clipă, în a doua noi vom fi și trecuți. Ce zici? Ai 10 secunde ca să te hotărăști. Păi, eu știu, domnule, suma de care vorbeați e la dumneavoastră? Din clipa când vei spune da, va fi la dumneata. Passepartout, da? Numără repede 4.800 de dolari. Îndată, 4.800. Am pregătit suma, domnule. Predă-o mecanicului. Da, da, să încercăm. Avem 50% șansă ca să trecem. Chiar 80%. Se pare că pasagerii sunt de acord cu ideea noastră. Poftiți în vagoane! Viteza crește cu fiecare secundă. Avem 80 de mile pe oră. Ce 80? 100 pe puțin. Podul! S-a prăbușit! All right, dar după ce trecusem, așa cum am prevăzut. Exact! Nu pot să nu vă admir, domnule Foc! Mulțumesc! Yes! Dar ce-i asta? Ce e o ceată de călăriți! O duc alături de noi! Se apropie! Pe ar! Domnilor! Suntem atacați de bandiți! Bandiți? Domnule Foc, ce ne facem? Fiți liniștită, doamnă! Toți cei care au arme să treacă la fereastră! Deschideți focul asupra bandiților! Foc! Ne vor răspi! Sunt peste 100! S-au urcat pe scări din mers, după obiceiul lor. Auziți-i cum aleargă pe deasupra vagoanelor. Passepartout, da. Baricadează ușile cu bagaje. Îndată, domnule. Degeaba, vor intra pe fereastră. Sunt agili ca niște maimuțe. Ne vor măcelări până la unul. Dumnezeule, suntem pierduți. Vă vom apăra cu prețul vieții, doamnă. Ei, priviți! Au apărut la ferestră din mijloc. Domnule Comte. Da. Nu putem face nimic ca să scăpăm de banda asta. Ar fi o singură cale, dar trebuie mult curaj. Vorbește! Ne apropiem de Caracherne, unde se află un fort de soldați. Dacă oprim acolo, soldații ne vor putea veni în ajutor. Păi să oprim! Da, dar cum? Pe locomotivă sunt acum bandiți. Probabil că l-au și ucis pe un mecanic. Ei conduc armitura. Atunci să ne cruim drum până la locomotivă. E cu neputință. Bandiții sunt peste tot, pe scări, pe platforme, pe tampoane. Un singur drum ar fi, pe dedesubt. Pe dedesubt, pe dedesubt, acum pe dedesubt, că nu-n cap. Dar trebuie să fie acrobat ca să te poți trecura pe sub vagoane până la... Da. Și cât mai avem până la fortul acela? Câteva minute, cel mult. E regulă. Mr. Fogg, voi încerca să fac drumul pe sub vagoane. Dacă ajung la locomotivă, voi da semnale prelungi de sirenă. Îmi acordați 5 minute ca să... Nu! De ce? Conductorul a spus clar, trebuie să fie acrobat ca să... Păi, dar sunt! Adică am fost. Domnul a uitat de meserile mele, odinioară. Ajutor! O spate ușa! Domnule Foc, lăsați-mă! All right, du-te, Passepartout! Mersi, domnule!
Situația e gravă! Nu mai avem gonțe! Ce nu mai am? Ne vom lupta cu pumnii! Doamne! Mi-e frică! Vom face tot ce ne stă în putință! Întindeți-vă sub banchetă, grăbiți-vă, doamne! Domnule Fox, suntem pierduți! Uitați-vă, bandiți au blocat ușile și ferestrele! Peste câteva clipe vor sări în vagon! Ah, ce părere aveți? Ne predăm sau chemăm poliția? Da, de unde s-o cheme, ai? Ne batem înainte, ce facem? Ne batem! Ne batem! Portul! Se vede portul! Dacă nu ne oprim acum! Miza crește, parcă! Semnalele! N-auzi semnalele lui Paspartu! N-a ajuns! Miliț! Au răvălit în vagon! Gata! S-a sfârșit gloria! Auziți? Semnalele! Semnalele! Ura! 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 Se oprește! Soldații aleagă în vagon! Suntem salvați, domnule. Așa se pare. Uitați-vă, banditul ia la fugă! Ura! 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 Eu la fața locului să fac o anchetă. Viteazul nostru, Paspartu, ce spuneți de isprava lui, de curajul lui, de îndemânarea lui, domnule? Ora, ești un excelent acrobat. Domnule Foc! Domnule Foc! Ce este, domnule inspector? Paretul dumneavoastră, francezul, a fost găpit de bandiți. Nu se poate. Ba da, bandiți au dispărut cu el și cu încă vreo câțiva pasageri. Sărmanul Paspartu, ce ne facem, domnule? Îl vom salva, domnule. Mă tem că nu, trenul pleacă mai departe peste câteva clipe. A urcat pe locomotivă un mecanic militar. Toată lumea în vagoane, poftiți în vagoane, domnilor. Peste 3 minute plecăm. Auziți, plecăm. Domnule inspector, am să vă rog să însoțiți pe doamna până la New York. Eu? De ce? Și dumneavoastră? Eu rămân. Trebuie să-l găsesc pe Paspartu. Și o să-l găsesc mort sau viu. O, domnule Foc! Domnule, dar e o nebunie. Ați spus că aveți o dată fixă de întoarcere la Londra. Din păcate, da. 21 decembrie seara. A, suntem în 8 decembrie. Dacă vă întrerupeți drumul la cine, înseamnă că ajungeți la New York cu o zi întârziere. Și deci nu mai prindeți vaporul de Liverpool. Toate astea nu vă preocupesc cu nimic. Mă ruinează. Și atunci? Rămân. Domnule Foc! Vreți oare să las pieirii pe acest francez curajos, căruia toți cei de aici datorăm viața? Nu, domnule inspector. Rămân. E de necrezut, totuși. Doamnă, îngăduiți-mi să vă strâng mâna și să vă doresc drum bun. Ne vom revedea la New York peste... Nu, domnule Foc, rămân și eu cu dumneavoastră. Doamnă, dar nu e... E inutil să insistați. Sunt tot atât de hotărâtă ca și dumneavoastră. All right, vă mulțumesc, doamnă. Un moment! În cazul acesta rămân și eu. Am motive serioase să nu mă despart de dumneavoastră, domnule Foc. Perfect. Mai avem 25 de secunde. Să coborâm bagajele. O expediție alcătuită din soldații fortului izbuti să elibereze din mâinile bandiților pe Paspartu și pe ceilalți pasageri care fuseseră capturați. Din nefericire, operația asta îi pricinui onorabilului Phileas Fogg o întârziere de 20 de ore, astfel că el sosi la New York după plecarea vaporului de Liverpool. Paspartu era prăpădit cu totul la gândul că, din cauza lui, Mr. Fogg va pierde enorma sumă de bani pe care o pariase. Dar domnul Fogg găsi din nou o soluție. El plăti un preț fabulos și se îmbarcă împreună cu însoțitorii săi pe un mic vapor comercial care mergea la Bordeaux și al cărui capitan refuzase să se abată din drum. Odată ieșiți din rada New Yorkului, echipajul pe care Mr. Fogg îl plătise cu bani grei îl sechestră pe capitan în cabina lui și schimbă direcția vasului spre Liverpool. Toate astea se întâmplau în ziua de 12 decembrie. Timp de 4 zile, călătoria de curse în bune condiții. Proprietarul vasului urla furios în cabina lui, iar Mr. Fogg, instalat pe puntea de comandă, supraveghea calm navigația. Iată însă că șeful mașinist veni cu o veste foarte proastă. Ești sigur de ceea ce spui? Absolut sigur, domnule.
Nu uitați că de la plecare ținem toate căldările sub presiune. Și dacă aveam destui cărbun pentru a merge cu viteza redusă până la Bordeaux, n-avem destui pentru a merge cu mare viteză de la New York la Liverpool. Și atunci, ce propui? Să reducem viteza, așteptând vânt bun o zi, două, ca să navigăm numai cu pânzele. Aștept o zi, două? Da. Glumești, domnule mecanic. De ce? Eu trebuie să ajung la sfârșitul acestei săptămâni la Liverpool, chiar dacă voi fi silit să merg în not până acolo. Cum vreți, domnule, dar eu vă anunț că motoarele nu vor mai merge decât cel mult o jumătate de oră. Passepartout! La ordine, domnule. Adu-l aici pe capitan. În câte secunde? Spune-mi, domnule mecanic, da. Suprastructura vasului dumneavoastră este toată din lemn, nu-i așa? Da, domnule. Punțile, cabinele superioare, catargele... Ordinare! Iată-l și pe capitan, cu siguranță că e turbat de mâine. Poste mare! Asasin! Liniștește-te, domnule! Piratule! Am să te dau pe mâna justiției! Am să te reclam! Te-am chemat ca să-ți vorbesc! Poste mare! Bandit! Stop! Stop! Te-am chemat ca să-mi vinzi vasul! Cum? Nu vând nimic! Pe toți dragi! Trebuie să-mi-l vinzi pentru că voi fi nevoit să-l pun pe foc! Cum? Să pui pe foc vasul meu? Da, cel puțin puntea și supra-structură! Să pui pe foc vasul meu? Nu mai avem cărbuni! Vasul meu? Da. Un vas care face 50.000 de dolari. Oferindu-ți în schimb 60.000 de dolari. Ce? Eu te acord 5 secunde pentru a te hotărâ. Passepartout, numără banii. Oh, domnule, dar e o sumă colosală. Tocmai de aceea i-am oferit-o. Înseamnă să nu fii american ca să rămâi neturburat dinaintea 60.000 de dolari. Nu-i așa, capitane? Da, da, cam așa. Dar corpul și mașinile vasului îmi rămân mie. Da, domnule. Eh? Mai e 2 secunde. Răspunsul? Primesc. All right. Passepartout, da? Dați jos catargile, tăiați-le cu topoarele și la foc. Pe urmă, cabinele, puntea, totul. Da, da, hei, toată lumea la treabă! Pune-mi vasul pe foc, fraților! Timp de 4 zile arseră catargele, ghiurile, duneta, cabinele, lăzile de materiale, panourile din fundul calei și chiar o mare parte din punte. În schimb, domnul Fogg a avut mulțumirea să debarce la Liverpool sâmbătă 21 decembrie, orele 11:40 ziua. Termenul pariului expira în seara aceea la orele 10. Ori până la Londra nu erau decât 6 ore cu trenul, așa că domnul Fogg se îndreptă liniștit spre gară, împreună cu însoțitorii săi. Dar iată că, odată ajuns acolo, se produse catastrofa. Inspectorul Fix, care dispăruse timp de câteva minute, se întoarse însoțit de doi necunoscuți și puse mâna pe umărul gentlemanului, întrebându-l cu gravitate. Ești numit Phileas Fogg? Da, domnule. În numele regiunii te arestezi. Fu închis în arestul gării Liverpool, urmând să aștepte acolo sosirea mandatului de aducere de la Londra. Nu s-ar fi putut spune dacă domnul Fogg era tulburat sau nervos. El rămase ore întregi a plecat deasupra carnetului pe care își însemnase desfășurarea călătoriei și pe care o încheie acum cu următoarea mențiune. Sosit în Anglia la termenul fixat sâmbătă 21 decembrie 1872, adică în a 80-a zi, ora 11:40 dimineața, dar... Dar în clipa când domnul Fogg scrise acest cuvânt, ușa arestului sări în lături și inspectorul Fix năvăli înăuntru, urmat de tânăra hindusă și de Passepartout. Inspectorul era livid de groază, cu părul răvășit. Domnule... Domnule, iertați-mă, o asemănare nefericită. Semnalmentele v-au confundat. Hoțul de la Banca Anglia arestat de 3 zile. Iertați, o greșeală, dumneavoastră liber. O greșeală, nepriceputule. Greșeala dumitare mă costă 20.000 de lire. Haide-mi, Passepartout. O clipă, Mr. Fogg, vă rog. Știu, suntem grăbiți.
Dar să obicei, domnului, numai 55 de secunde ca să-l burdușesc puțin pe inspectorul nostru. E cu consimtământul domnului. Fix. De acord. Avem o convenție mai veche. Doar 55 de secunde, domnule. Regret, nu-ți pot acorda decât 30. Și mai de acord. Gata, gata, Paspartu. Cele 30 de secunde au trecut. Păcat. Tocmai începusem o strălucită demonstrație a pugilismului francez. Să mergem, poate găsim un expres care pleacă spre Londra. Expresul a plecat de 35 de minute. Paspartu, aleargă atunci la șeful gării și comandă un tren special. Da. E ora 2:45. În cele mult 7 ore trebuie să fim la Londra. Un tren special, domnule? Da, o locomotivă și un vagon. Da. Plătesc orice sumă. Da, domnule. Ai 2 minute ca să obții aprobarea de la șeful gării. Da, prea târziu. Cum? De ce? Privește ceasul de pe peron. E ora 10:03. Am sosit cu o întârziere de 3 minute. Rămășagul era așadar pierdut. Cu fața imperturbabilă, domnul Fogg se urcă într-o trăsură și merse la locuința sa de pe Savile Row. Acolo puse la dispoziția tinerei hinduse apartamentul de jos, iar el se închise în biroul său de la etaj. Rămase acolo până în seara următoare, fumând și plimbându-se prin încăpere. Nu ieși nici măcar să se ducă la club, era inutil. Colegii săi îl așteptaseră cu o seară mai înainte, sâmbătă 21 decembrie. De vreme ce nu sosise atunci, n-avea niciun chef să se ducă la club tocmai astăzi, duminică, pentru a recunoaște în fața tuturor înfrângerea și ruina sa. La orele 9 seara, domnul Fogg îl trimise pe Paspartu să-i cumpere ziarele cu suplimentele obișnuite de duminică, apoi se instală într-un fotoliu de la parter și așteptă. Nu se auzea decât tic-tacul pendulei. Deodată, Paspartu năvăli pe ușă ca un nebun. Stăpâne! Stăpâne! Suplimentele! Suplimentele nu sunt. Cum nu sunt? Nu de sunt. Când ziarele nu mai scot suplimente duminica? Nu sunt azi, mâine sunt. Mâine? De ce mâine? Pentru că mâine, nu înțelegeți? Mâine e duminică. Luni. Duminică. Paspartu, ți-ai pierdut mințile. Mâine e luni. Nu, azi e sâmbătă. Sâmbătă? Imposibil. Ba da, toți sfinții că da. Exclus însemnările din calendarul meu arată clar că... V-ați înșelat cu o zi. Nu știu cum, dar v-ați înșelat. Am sosit cu 24 de ore mai devreme. Dar vă jur, credeți-mă, acum nu mai avem vreme decât 10 minute înaintea noastră. Așa că vă rog, vă implor, haideți la club. Am adus o trăsură, repede. Dacă gonim, poate mai ajungeți la vreme. Dar vă rog, nu stați, nu mai stați o secundă. All right, haidem. După cum vedeți, domnilor, pendula clubului nostru va marca acum încheierea rămășagului pe care onorabilul Phileas Fogg l-a pierdut. Mai sunt 17 secunde. Recunoașteți, profesorii, că aceste 17 secunde nu mai pot aduce nicio... De ce? Termenul e valabil până în ultima secundă. Mai avem... Încă 11 secunde. Dacă domnul Fogg ar fi sosit cu trenul de Liverpool de la ora 9:30, trebuia să fie aici de 5 minute. Ori iată... 8 secunde. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Domnilor, pariul este câștigat. Nu încă până la ultima bătaie a pendulei. Profesori! Iată-mă, am sosit. Deci, domnule Stuart, pariul a fost câștigat într-adevăr.
dar nu de dumneavoastră, ci de domnul Fogg, care a făcut ocolul pământului în 80 de zile. Domnule Fogg, vă felicit și vă anunț că cele 20.000 de lire vă stau la dispoziție. Alright! Ura! Îngăduiți-mi să vă felicit și eu, domnule Fogg, din toată inima. Îți mulțumesc, Paspartu. Totuși, nu înțeleg cum de v-ați putut înșela la numerătoare cu o zi. Așteaptă, am să întreb chiar acum pe profesor. Stimate, domnule Armstrong, s-a petrecut totuși ceva ce nu înțeleg nici eu, nici acest băiat de ispravă care e valetul meu. Așa nume? Am notat fiecare zi de călătorie în carnetul meu. După calendarul ținut de mine, credeam că am revenit la Londra sâmbătă 21 decembrie și când colo nu era decât vineri 20 decembrie. De unde a ieșit eroarea asta de o zi? Ar însemna că am făcut ocolul pământului în 79 de zile, nu în 80. Și în 79 și în 80. Iertați-mă, dar eu nu glumesc. Nici eu. Nu vă înțeleg. Este o mică problemă de astronomie, domnule Fogg. Ați câștigat fără să bănuiți o zi, fiindcă ați mers spre est. Dacă ați fi mers spre vest, ați fi pierdut o zi. Tot nu vă înțeleg. Nici eu. Călătorind spre răsărit, mergând adică în întâmpinarea soarelui, zilele scădeau pentru dumneavoastră cu 4 minute la fiecare grad de longitudine străbătut. Ceasornicele dumneavoastră nu rămâneau în urmă față de ora locală? Ba da, chiar și al meu care l-am de la... Stop! Oricum, circumferința Pământului numără 360 de grade, e de ajuns să le mulțim cu 4 minute ca să obținem un avans de 1440 de minute. Adică exact 24 de ore cât ați câștigat dumneavoastră fără să vă dați seama. Interesant. Extraordinar. Atunci înseamnă că noi... Înseamnă că mergând mereu spre est, dumneavoastră ați văzut soarele trecând la meridian de 80 de ori, în timp ce noi cei din Londra nu l-am văzut decât de 79 de ori. Aha. Așa se explică de ce azi în carnetul dumneavoastră este duminică. Exact. Când de fapt pentru noi nu e decât sâmbătă. Și mai exact. Vă mulțumesc, profesor, și sunt bucuros că mi-ați lămurit această enigmă. De fapt... Ai! Mister Fogg! Ce? Am uitat. Ce ai uitat? Becul de gaz din camera mea. Iar l-am uitat deschis. Iertați-mă, domnule. Trebuie să alerg. Stop! Dar facturile, domnule, notele de plată. Taci! Jean Paspartu. Da. Pentru neglijențe repetate în serviciu, ești concediat din postul de varet. Domnule... Pentru serviciile aduse însă mie ca însoțitor, îți ofer postul de secretar cu salariu dublu și întreținere complexă. Doamne! Iar ca primă însărcinare, da, secretarul nostru, Jean Paspartu, va achita din fondul de 20.000 de lire notele de plată pentru gazul aerian consumat prostește de fostul nostru varet, Jean Paspartu. All right!